Vali Bărbulescu a trecut peste accidentare la gleznă care îl ține în afara terenului de joc de aproape 2 luni și așteaptă cu nerăbdare meciurile cu Polia și derbiul cu Dinamo. De o săptămână jumate am intrat în normal. Ieri am făcut antrenament cu echipa. Sunt bine. Vă dați seama, din punct de vedere medical sunt bine. Acum voi vedea cum voi fi din punct de vedere fizic. Care ți se pară cele mai bune echipe care pot lua loc acolo în play-off? Slobozia pare să aibă și ei o echipă bună, la fel ca anul trecut, știți că au avut o echipă solidă. Acum au început mult mai bine decât sezonul trecut. Poliaș, Csíkszereda, care și anul trecut, la fel în mod normal, ar fi trebuit să fie în play-off. Buzău. Sunt vreo 7 echipe, care 7-8 echipe ca și anul trecut, care o să bată și anul ăsta pentru accederea în play-off. Capitanul Stelei e sigur că echipa va arăta mult mai bine în partidele care urmează și speră ca meciul cu Dinamo să se dispute pe cel mai mare stadion din țară. Cred că toată lumea și-ar dori să fie pe Național Arena și cu 50.000 de suporteri. Ne-am dorit cu toții să fie acolo, acum vom vedea. Cu siguranță va fi ceva incendiar. De fapt, cum a fost la orice meci, Steaua Dinamo. Dacă noi vom câștiga cu ea și cu Dinamo, până în etapa 6 vom avea același număr de puncte ca și în sezonul trecut. Suntem mulți jucători noi, dar eu am mare încredere în echipă că o să arătăm din ce în ce mai bine.